Prezență slabă la vot în Maramureș, băimărenii nu au fost interesați în mod special de alegeri, nici cei din Sighet, în schimb cei din Borșa și-au ales primarul. Așa cum se știe, județul Maramureș s-a cazat pe ultimul loc în țară, cu doar 25,3%, fiind cea mai slabă prezență la vot din ultimii ani. Conform estimărilor, Alianța PSD-UNPR-PC a obținut peste 32% din totalul voturilor, PNL clasându-se pe locul al doilea cu 16%. Pe locul 3, PDL cu 11%, urmat de PMP cu 7% și UDMR cu 6%. În Baia Mare, PSD-UNPR-PC a obținut 29%, în timp ce PNL 11%, UDMR aproape 10%. Tot în Maramureș, duminică, au avut loc alegeri parțiale și la Borșa. Acolo avem un nou primar, Sorin Timiș, a obținut 37,8% din totalul alegătorilor. El a fost urmat de fostul primar din Borșa din urmă cu 4 ani, Remus Tecco, care a adunat 22% din totalul alegătorilor. Sălăjenii s-au mobilizat ceva mai bine. Câștigătorul surpriză în județ a fost UDMR, iar PNL a luat doar 10,89% pentru alegerile europarlamentare. Însă la UDMR a adunat cele mai multe voturi. PNL, marele perdant la nivel de județ. Biroul electoral județean Bistraj a anunțat azi rezultatele oficiale ale alegerilor europarlamentare din data de 25 mai, desfășurate pe ranul județului Sălaj. S-au prezentat la vot 68.504 alegători din totalul de 199.638 înscriși în liste. Au fost exprimate 66.242 voturi valabile și 2.262 voturi nule. Pe primul loc, UDMR Sălaj, 18.173 voturi, reprezentând 27,43% din totalul voturilor valabile exprimate. Alianța PSD-UNPR-PC se situează pe locul al doilea cu 17.477 voturi, 26,38% din totalul voturilor valabile exprimate, iar pe locul 3, PDL Sălaj cu 10.443 voturi. Cele mai multe voturi în județul Cluj au fost luate de Alianța PSD-UNPR-PC, urmate de UDMR și PDL. Purtătorul de cuvânt al Beș Cluj, Dan Tecșiu, a precizat că prezența la vot a fost de 30,91% în județ, fiind înregistrate 177.553 de voturi valabile exprimate și 7.731 de voturi nule. În județul Cluj, Alianța PSD-UNPR-PC a câștigat alegerile europarlamentare cu 25% din voturi și este urmată de UDMR cu 17% și PDL cu 16%, arată rezultatele finale comunicate de Biroul Electoral Județean. Pe următoarele locuri s-au clasat PNL cu 13,75% și PMP cu 6,57%. Candidatul independent Mircea Diaconu a obținut 6,27% din voturi. Prezența la vot a fost de 31%, fiind înregistrate 177.000 de voturi valabile exprimate și 7.730 de voturi nule. Clujul va da 2 europarlamentari, pe Norica Nicolai de la PNL și pe Daniel Buda de la PDL.